Astăzi o să mă laud în fața tuturor prietenilor mei, să vedem ce părere o să aibă. Eu sunt un om lăudăros de fel, dar astăzi o să întrec orice limită. Fraților, primul prankuit este zbâr. Stai că vine acum, vine acum. Stai mă, deschidem și stai mă așa un pic. Stai mă așa un pic că fac niște bani aici. Haide mă, sărăntocule, intră. Ce drag faci? Opa. Ce zici mă? Ce trântești așa ușa asta mă? E mașina asta, nu ca căruța aia ta. Mașină bună asta. Dă-o așa să că nu știi câți bani am dat pe mașina asta? Fai de capul tău, n-ai făcut banii aia în viața ta aici, de mă, și tu trântești ușa de la mașină. Știu cât, câți bani ai dat pe ea. Păi și de ce trântești ușa? O, că dai în asta, o, că dai în asta. Hai că dau, și dacă dau ce să știe că a fost călcată de mașină de 100.000 de euro, ești nebun. Nici chiar 100. Mai scade. Nu a fost mai scumpă de 100.000 de euro, pui, stai tu liniște. Da, mă. Degeaba asta așa, cel mai șmecher vlogger din România. Nebunule. Pentru unii chiar ești. Pe chiar sunt, auzi, era să ciocănească aia doi. Sărăntocii aia. N-aveau bani să le repare, că nu sunt toți bogați ca mine, ești nebun. Dacă ar fi toți bogați așa ca mine, ța, oleu. O treci pe ăsta cu audio ăsta, mă, generația vechi. Prnaie. A, mă, de dracu, că și tu voi să iei de la... În 2015, când voiam? A, mă, dracu, că nici n-a părut în 2015. A, mă, lasă-mă. Ce drag faci, când mă? Când îți iei tu mașina de-asta șmecheră ca a mea, atunci am vorbești cu mine. Da, mă, lasă dracu de mașină. Ia uite, mă, mi-a căzut cheia mea scumpă. Știi cât costă, mă, cheia asta? Cât e? 100 de euro. Hai că, mamă, unde a picat. Bagă tu mâna, că îmi zgârii brățara. Ia, mă. Nu putea să pice mai prost. Ia uite ce ceas ai. A dat Rolex faliment când și-a luat zbârceasul ăsta aici, nebun. Stai să o pun și în pung măcar. Hai că ai apucat-o. Dă-o mă că la banii mei îmi cumpăr alta aici, nebun. Că nu sunt sărăntoc ca tine. Dau să mă plec după 100 de euro. Nebunule. De ce te-ai trezit astăzi? Ai ascultat din minune în duș? Ce ai făcut? Da, la boxa biț. Nebunule. Da mă, da, gami, vrem și noi așa, dar nu. Păi știu că vreți, dar n-aveți cum. N-aveți cum. De unde să aveți voi? Ia uite, m-am pus vlog. E 10 din 10, dar tot are mai multe view-uri ca voi toți ăștia din cartier. La un loc. Da, mă, de la dracu. Fără mine nu făceați nimic, ești nebun. Nimic nu făceați fără mine. A, mă, ce drag te apucai. Black Air Force. Era în Severin dacă nu eram eu, ești nebun. Eram pe dracu. Să mor dacă nu era încă în Severin. Gata, mă, lasă-ne, lasă-ne, știi, ești cel mai șmecher, gata. Asta vreau să aud, așa. Lasă-ne și nouă bucată de colivă acolo, gata. Asta vreau să aud. O, mă, las-o în ce că e curbă. Da, mă, că am versat ce ăștia grei. Ești nebun, ce să le fac? Grei adidasii, că scumpi. Ce, Nike-uri, prnaie. Ta, oleo, toți țăranii, stau cu toți țăranii, doamne. Bă, mă gândeam și eu să-mi iau o pereche de aia de Versace. Mă gândeam și să-mi iau o pereche de aia de Chain Reaction, că arată așa tare, știi? Păi, ai văzut la mine, normal, dacă nu vedeai la mine, doamne, tot în piață te încălțai. E Versace X Gummy OS, frate. Până să vezi la mine Versace, zicea la Adidas, țopele, lasă-mă în pace. Dă-te, mă. De mă, Gami, dar lasă-ne să mor eu, veni, mă, urcai în mașină, mi-ai făcut capul calendar, că ai bani, că ai, dar lasă-ne, dracu, dacă nu ți-ai luat o mașină, acum îmi iau, mâine îmi iau altă mașină, cu gata, ce, mi-au, mi-au. Unde? Doamne. Stau cu toți țăranii ăștia, doamne. Bă, dar ai chef de scandal, ce ai, ce ai pe tine? Dar n-am nimica, ce am? Te îmbrăca și negru, ați vrei să ne omori? Vorbesc facts. Da, facts on facts on facts. Tu și Jay-Z. Legende. Ia uite cum ia curba mașina asta, că îi se învârși și roțile din spate, nu ca la căruța ta. Bă, vere, lasă-mă dracu în pace, că să mor eu. Ai mașină, bravo, ești înalt, bravo, ai Versace, bravo. Sunt foarte bucuros pentru tine, dar nu mai îmi spune, mă, vere, că nu mă interesează. Pă, bune, mi-a făcut capul, că nici voce nu mai am. Nici voce nu mai am, dracu. Lasă-mă să mă și pe mașina ta și pe hainele tale și pe toate. Dar nu mă interesează, du-mă la mea acasă, că nu mai suport, mă, faci capul calendar, ies cu tine, mergeți undeva. Și tu îmi zici că, uite, că ce șmecheroși, ce fraier sunteți voi, ce fraier ești tu, lasă-mă, dracu, mă. Aaa, bine ai venit pe vlogul, mă laud de față cu prietenii mei, 24 de ore. Ce mă, bă. Bă, deci fii atent că nu, vă minte, că el așa face tot timpul. Hai, lasă-ne. Bă, o zi nu trece să nu zic că uite ce virează mașina mea. A, eu cu mașina mea ieșeam de aici. Dă-te, dracu, și cu mașina ta și cu vlogul tău și cu Versace-ul tău și cu tot.
Că nu mai suport, lasă-mă dracu. Decât să stau așa să-mi spui în continuu, mai bine mă culc, dorm. Dar ce spuneam să faceți voi, frate, ar trebui să vă abonați la canal, abonații săptămânii sunt chiar acum afișați pe ecran. Abonați-vă și voi dacă vreți să apareți în clipul următor. Mamă, ce canapea cap. Mamă, credeam că mă pun și eu forță. Exact, ăsta a fost sentimentul. Mamă, ce cap. Bă, da, e dracu. Abia avem loc, suntem 5 oameni. Practic suntem, deci e Gani, Madalin, Ilinca și Zbăr, 4 oameni. Noi suntem 2. Mamă, ce cap. Atârnă firul ăla acolo, ești nebun, nu s-au gândit și ca mine să-și pună și eu un canal cablu sau ceva. Dar nimeni nu gândește ca tine, nimeni. Dar oricum ești mai lași pe televizorul ăsta. Oricum e prână aia televizorul ăsta. Eu mi-am luat, am fost băiat de mi-am luat televizor de ăla cu LED-uri, cu nebuneli. De ăla la care se vede că... Da, nu gândiți toți ca mine. Păi am canal cablu pe dulap, vrei să-l punem acum, să-l vopsești? Ce-s eu? Nu zice că pe cine te deranjează, pe mine nu mă deranjează. Eu doar îl gândesc, eu sunt creier, dar nu sala hor, ești nebun. Cel mai șmecher vlogger din România, nu sala hor. Ce să știi, zici și tu, bune mă, zici și tu. N-ai auzit pe canalul lui, cât are, 100.000 de abonați. Bune, ți-a ajuns mă placa aia de 100.000? Și unde ți-a ascunsă? Era șiria pe dulap. Aaa, șiria. Știam eu că sunt conjurat de toți țăranii. Bă, dar doar eu sunt mă de la oraș, mă, să mor eu. Și tu de București, bă. Bă, dar n-am loc, mă, apartamentul ăsta, mă, cel mai mic apartament n-am văzut. Ia-ne tu altul, ceva. Ia-ne tu altul, mă, că tot. Bă, da. Puta, dacă nu-ți convine, ești drept cu afară. Păi, dar n-am loc. Luați-vă și voi o păi casă. Păi, pe terasă, să ai loc. Păi, pe terasă, mă gândesc la terasă. Dar ce-o scap prostul să stai afară? Eu stau în casă mare, două etaje, nu? Stai la tine acasă, ce acum, dar nu te știu cum stau pe canapea. Lași pe canapea, a? Sigur, la chestii șmecherea asta e masa, dar că v-am zis-o eu să vă las pe asta așa, că altfel, ia uite mă, ce-a căzut pe jos. Ia uite mă ce-a căzut pe jos. Mai scumpă ca apartamentul vostru cheia asta, să mor eu dacă mă min. Dar nu e a meu. Mai rău! Stai și închiri. Toți sărmanii, mă. Am mai multe uși în mașină decât ai tu în casă, mă, să mor eu dacă te mint. De fapt, nu, are două. Ai la mașină mai multe uși decât ai în casă. Păi da, că e luată ușa asta de la bucătărie, da. Ah, nu, n-ai mai avut bani, a zis bă, cât e chiria. Bă, da, dar dau și eu cu 10 ori mai puțin, nu-mi trebuie ușa asta. Mă, e o trage așa. Dar ce te ține, mă, Ilinca, așa? Ce ești, copilaș fii? Mai degrabă invers. Mă, ne iubim. Aaaa. Ce, tu rântezi așa cu Ioana? Băi, eu înțeleg că zbârie sosia mea, dar să mor eu, voi doi. Unde v-ați găsit, mă, mâncava și gura v-ați? A spus anunț în ziar. Cum de v-ați găsit așa aici, nebun? V-a adus barza împreună. Să mor eu, sunt mai frumos ca voi doi la un loc de dori. Să mor dacă vă mint. Mi-a cătat, ți-a zis, nu? Vezi-le oaică cum îmi stă în spate. Mai stă și Linca așa un pic, că după aia are teme. Și tu ești leu? Da. Nu cred. Pe cât? 14. Pe 14 iunie 2023 de Iabacu. Nu ca mine anul trecut, să mor eu la 9.50 și așa. Gest, am 10, dar nu ca voi. Dar ai luat cea mai mare notă de liceu. Normal! Cea mai mare notă, dar ați văzut-o voi cu tu, cu tu. Tu n-ai dat împreună. Am luat mai mult ca voi, ești nebun. Câte notă fac? Mă, poate am luat și aceeași notă la pasă, nebunesc. L-ați picat amul lui sau? 6.95 am luat. Am luat bacul și m-a făcut. Dar trebuie să le și împarți, știi, nu? Gen, le adun toate trei materiile și după aia le și împarți. Nu, că dacă le adun nu vreau să-i... Tot mai puțin ca mine. Câte ai rămân la mate? N-am dat la mate. Că sunt băiat prea deștept. Am dat la logic, sunt un om logic. Mamă, da. Am luat 10 la logică, atât de logic sunt. Ok, am înțeles, ai luat o notă foarte mare în bac. Zi și bravo. Tu. Am înțeles, da, hai, bai, ești frumos. Nu sunt deștept, zi tu. Ești cel mai deștept. Cel mai logic. Cel mai bun. Cel mai c***ios, cel mai cel ești. Uite, atât are bara de la așa. Exact, nebunilor. Că n-a vrut ele, șapte că nu era cu interior alb, să știți. Atât am dat un vibe-ul. Bun, altceva cu cânti și să fim norocoși cu prietenia ta, că tu ești cel mai... Păi chiar vrei să fiți norocoși. Că sunteți prieteni cu mine. Suntem. Că fără mine erați tot la Arad și la Severin, să mor. Da. Bine, mai ai ceva să ne zici. Da, mai am ceva să vă zic. Bine ați venit pe vlogul meu, mă lau de față cu prietenii mei 24 de ore. Uite camera. Unde?
unde. Aaaa. Bă, dar tu în mod general faci asta. Da, s-a simțit. Bă, dar asta mi-a zis și zbâr, mai lăsați-mă, dracu, nu, eu cred că ar trebui să tragi tu concluzia. Nu la modul ăla așa de disperat cum l-ai făcut și acum, așa, dar... de des, într-o propoziție. Da, așa, pe acolo bați. Da, așa, mai cu obraz. Bă, scrieți voi în comentarii dacă credeți că Gami e lăudăros sau nu. Chiar scrieți care e părerea lumii. Bă, eu nu zic că e lăudăros, eu zic că e sfătos. Sfătos, da, da. Sfătos. Gami sfătos. Uite că ne-ai spus să punem ăla ne capul sfaturi, la TV, frumoase. Să nu știu, adică mereu ai... Cu plăcere, oricum ar trebui să fiți mândri că să scrieți un comentariu. Sunt mândri. Doamne ajută, bate palma. Doamne ajută. Ia să dau mă și eu pe înotură cu cotețul ăsta al tău. Hai da frate, hai. Ia să văd. Nu se aude rău. Nu, se aude binișor, n-am ce zice. Dar interiorul ăsta așa de Logan nu e ca la mașina mea. A, mă, ok. M-aș la mașina mea e mult mai mișto, cu piele, cu alea, cu... Da, asta astea este. Ca la Logan, așa. Păi da, mă, dar mașina ta cât de, adică, cât o costat? No. Da. 140 de mii. Mersi. Normal. Păi cât ar trebui să coste o mașină? Păi... Uite, ești așa pitic de nu văd nici o lunetă, e mult. Cât să... Da, mă, da, trage ea. Mă, mai ușor. Ma, mai mult face gălăgie, mă, nu trage deloc. Bă, naiba, m-am lipit de... M-am lipit dar de scaun. Dar sus te-ai ridicat cu scaunul, mâncați, ești gura ta. Păi dă-l mai jos. E scaun electric. Nu te-ți dai la manivelă. Mă mir. Dar electric doar jumate, văd. Că spătarul nu e electric. Adică doar jumate. Păi spătarul nu e electric. Iurea, mă, dacă nu ți-ai luat și tu o mașină ca lumea cum i-am luat eu. Ia uite-l pe meu. Și Pain, mai facem și noi niște vloguri. Mai uite-te și tu pe canalul meu să vezi ce vloguri mai fac oamenii adevărați. Păi da, mă, e zilnic. Că ai că am rămas așa, fără idei. N-am rămas, frate, am 4 vloguri filmate în avans. 4? Da, da 4. Am mai ok. Degeaba, mă. Păi cum adică degeaba? Păi tot n-ai mintea mea, mă, tot nu vezi vlogurile cum le văd eu. Ce să fac? Trebuie să vă învăț eu o meserie pe toți. Fără mine nu făceați nimic, să mor eu. O, iartă-ne. Vrei eu de fiecare dată când vin la tine? Nu, când vin la mine, să spun covor roșu sau ceva? Sau? Bă, nu neapărat, sau da. Sau dacă te duci la magazin, vrei să cară un covor roșu după mine? Nu ar fi o idee, nici rea neapărat. Vrei să trec în telefon Gami OS, domnul președinte sau? Nu ar fi o idee așa rea. Da. N-ar fi, n-ar fi. Lasă-mă, mă, că e ok. Mamă, dar n-ai și tu suspensie pe aer să mor eu, cât de tare sunt speedbump-urile astea. Mamă, uite și tu, ia uite, zici că suntem cu căruța. E ok, mă. O mașină ca lumea, când îți iei? Dacă îmi dai bani mâine. Îmi dai? Hai, dă și mie Gami. Hai Gami, că-l mere minte la Gami, nu? Păi merge, normal. Păi mere. Păi merge, păi normal. Și nu-i dai la, dacă așa de bine îți mere minte, nu-i dai la fratele tău o mașină. Așa, o mașină, până în 50.000 de euro. Zbâr? Până în 50.000 de euro. Eu țin banii pentru mine, nu-i dau la alții. Păi da, mă, dar investești. În ce? Prietenii tăi. Păi și eu ce primesc înapoi? Păi cum adică ce primești? I-am cumpărat mașină lui Pain. Forță! 200.000 de vizualizări. Face mai mult. 300.000 de vizualizări. Da, gata, ai făcut 300.000 de vizualizări. I-am colandat mașina lui Pain. Mașina mea lui Pain. Exact. Da, mai întâi că mai gândești tu, sigur îți dai mai tu seama. Mai gândesc, da, ce să fac. N-ai zis că ai creierul ăla la AMG? Mai un pic și ajunge ca mașina lui Sebi, mașina asta. Doamne, ferește, bate-n lemn. Care lemn? De unde lemn? Numai plast. Lemn e doar în mașini adevărate. Ce mă, tu ai lemn în mașină? Da. Cum ai lemn în mașină? Cum adică, cum am lemn în mașină? Da, cum, gen, ce? Mahon, ce n-ai? Da. A, da, chiar ai? Da. Logic. Logic, așa am zis, de parcă eu ar trebui să știu ce se află la tine în mașină. E cea mai cunoscută mașină din România, cum să nu știi? Nu, cea mai cunoscută e a lui Dorian. A doua cea mai cunoscută mașină din România. A doua cea mai cunoscută e a lui Shelly. A treia cea mai cunoscută mașină din România. De fapt, cred că tu cu zbâr vă bateți pe locul 3. A mea e verde, a lui e neagră, deci. Adevărat. Da, nu știu ce să zic, decât că bine ai venit pe vlogul, să mă laud de față cu prietenii mei 24 de ore. Nu mi-am dat seama. Mi-am dat o seama mare. Nu știu ce. Nu, am crezut că doar ești răutăcios. Am înțeles, nu. Nu ești răutăcios. Dar eu nu sunt așa în realitate, nu zici și tu pe cameră. Nu, că toată lumea a zis că, credeam că așa e și în realitate. Zic, mă frate, nu e adevărat, sunt un drăguț. Așa e, da, Gami chiar nu e așa în realitate, dar... Mulțumim Pain și Mirana că ați apărut în acest vlog, eu o să mă duc acasă, că... Deci acasă, gata, te-ai lăudat destul pe ziua de azi. M-am lăudat destul pe ziua de azi.